Doliu la ProTV, cel mai important om din televiziune, și-a pierdut viața. Avea 56 de ani și o avere de peste 18 miliarde de dolari. Este vorba chiar despre patronul televiziunii ProTV pe numele lui Peter Kellner. Miliardarul a murit după ce elicopterul în care se afla s-a prăbușit. El se deplasa în Alaska, dar nu a mai ajuns la destinație potrivit anunțului făcut de grupul financiar pe care îl conduce. 5 dintre cei 6 oameni care se aflau în elicopter au decedat, iar unul dintre ei a ajuns la spital în stare foarte gravă. Accidentul aerian a avut loc în zona ghețarului Knik. Până la această oră nu este clar dacă elicopterul s-a prăbușit pe ghețar sau în apropierea acestuia. Cert este că echipele de intervenție au localizat duminică după amiaza resturile elicopterului și l-au găsit pe cele 5 persoane decedate, printre care și patronul ProTV. Pe lângă această televiziune, Kellner a condus și compania de investiții PPF, începând cu anii 90, iar el și partenerii săi au luat parte la schema prin care Cehia a privatizat sute de companii de stat. Postul ProTV s-a lansat pe 1 decembrie 1995 la Palatul Parlamentului, într-o vreme în care salariul mediu era de 60 de dolari și unde oamenii își pierduseră speranța că această cădere a comunismului le va aduce ceva bun. CME, un grup american de televiziune condus de Ronald Lauder, a făcut ProTV, postul lansat de Adrian Sârbu, cea mai mare investiție americană de la vremea respectivă din România, 20 de milioane de dolari.